Bună tuturor, numele meu este Drăgan Claudia și vreau să împărtășesc cu voi câteva din gândurile mele despre cum intrarea în Academia Phoenix mi-a schimbat gândirea. M-am înscris din dorința de a afla mai multe despre cum să mă înțeleg, dar și pe cei din jur. Au trecut aproape 8 luni de zile de când tot practicăm metode noi, repetăm algoritmi, medităm și încercăm să implementăm obiceiuri noi. Sunt foarte mândră că am avut ca profesor pe doamna Mirela Maria Botezatu și pe domnul Romeo Botezatu. Ambii sunt minunați, m-am simțit în primul rând sub protecția lor, ca un copil ce primește iubire, alinare și învățăminte, ca apoi să poată să-și ia zborul singur. Cu Romeo am făcut coaching și radiestezie. Este o plăcere să îl asculți. De fiecare dată după curs, eu aveam o stare de bine, de liniște sufletească. Atât partea teoretică, cât și cea practică au fost pe înțelesul meu, iar ritmul de lucru a fost unul optim. Sunt foarte utile toate tehnicile de măsurare cu ANSA, de scanare, algoritmii de curățare, de energizare, de punere în stare de vindecare, meditațiile în grup și multe alte informații. Ca să poți folosi aceste metode, trebuie mai întâi să te aduci într-o stare alfa, ca altfel nu poți să creezi, ceea ce din start îți dă o stare de liniște, te pune în contact cu tine și cu puterea de a-ți vizualiza gândurile. Algoritmii odată învățați îți dau pur și simplu putere, limpezime în gânduri, îți echilibrează emoțiile, te întregesc. Mi-a plăcut foarte mult și modulul 5, structura unei ședințe de coaching. E ceva ce eu aveam nevoie, în capul meu fiind haos. Mi se pare uluitor cum prin a pune întrebările potrivite poți să ieși dintr-o stare depresivă, când nu mai știi încotro. Acum nu mă mai plâng, nu mai dau vina și gândesc în soluții. Pot să descifrez anumite blocaje, frici și limitări. Îmi iau agenda, aplic întrebările, găsesc obstacolele și văd care îmi sunt opțiunile ca apoi să acționez cu resursele deținute. Sunt multe de învățat, e doar începutul. Îi mulțumesc lui Romeo pentru deschiderea apetitului, pentru răbdarea lui, pentru sinceritatea lui și pentru împărtășirea tuturor informațiilor cu noi. Îi apreciez mult pe amândoi. Le trimit multă iubire și o îmbrățișare mare. La revedere!